caught in the crossfire. Nu sunt acolo, dincolo. Unde? Dincolo. Aici? Acolo. Acolo? Mhm. Uh-huh. Stai. Alo! Tu ești bucuroasă că mergi la doctor? Da! Păi de ce? Eu răcit. Ai răcit? Da! De ce are febră? Ai febră? Da! Nu ai febră. Da! Nu! Da, ce? Eu îți am sete. Îți place la doctor? Da! Oi, se băcat aici. Asa. 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 Nu-ți dai în ochi. Ia. Așa. Mai la distanță o leagă. O să-i pune. Gata. Gata, așa. Gata. Așa. Trebuie să plecăm cu Adelina la doctor. V-am spus eu că avem programare. Pe Kevin o să-l las pe capul lui cu mătră un pic. Acum îl așteptăm pe Cosmin să vină, că s-a dus până la primărie. Și trebuie să vină. Trebuie să-l tun pe Kevin. Da. Pentru că arată tare neîngrijit cu părul ăsta. Asta e a meu. Da, nu știu dacă o să stea acum la tuns. Cred că trebuie să-l las să mai crească. Da! Da. Adel, n-ai bucuroasă că mergi la doctor? Da. Ei îi place să meargă la doctor. Asta e păsul? Ce-i caput? O zic că ar fi caput. E ruptă? Da. Asta e ruptă. Asta e Mickey Mouse. Nu-i Mickey Mouse. Uite. Da, fata. Uite, mi-ești mai deșteaptă decât mă da. Asta zic. Asta e caput. E caput? Da. Da. E cam asta, să nu-i duc. Asta e? Ce-i ăla? Nu stai. Cum, ce-i ăla? Ce-i ăsta? Nu stai. Didi. Nu te mai drești, dar asta e colo. Așa. Spune că e colo, nu te mai drești. Să stai. Cuburi. Cuburi. Ce? De să nu le răstoarim jos. Nicăieți. Nicăieți. Pune cuburile înapoi dacă vrei să stau aia. Asta îi voi pune aia să capul. Asta îi pune. Asta îi se. Da, asta îi zocă. Am fost și la cumpărături, l-am luat și pe Kevin, nu vrea să stea în scoică.
acum nu mergem, așteptăm și de asta. Am luat în brațe, stai un pic. Du-te în scaunel. Nu prea vrea să stea în scaunel. O, Doamne, mergem acasă, e 1 fără 10 minute, la 1 și un sfert, cam așa vine Alexia. E venit fața de acasă, secare. Am fost la cumpărături. Mami. Am făcut cumpărăturile, da, Didi. Wow. Acum trebuie să merg să fac de mâncare, să fac, n-am făcut astăzi nimic, am fost plecată. La doctor, ce credeți că a spus? Că totul este în regulă. E doctor a fost. Am arătat analizele din România, s-a uitat peste ele, a spus că îți bine, doar că vitamina D mi-a dat să-i dau. Stai un pic, Didi. Mi-a dat să-i dau vitamina D3. Eu ești în analiză că nu prea are. În rest, a spus că e bine. Ei i-au ieșit leucocitele mai scăzute. Au spus că e bine că sunt mai scăzute. Ca asta știam și eu, că dacă sunt leucocitele mai crescute, asta nu e bine deloc. Trombocitele sunt mai crescute, ficatul avea un pic mai crescut. Normal ar trebui să fie între 9 și 25, iar ea are 31. Creatinina mai scăzut. Ce mai avea? E o zi. File, să nu știu cum. Showing up when you least expect it. It can light up your darkest days, baby, if you let it. It can pull you out of your deepest pain. It's the sun on your skin right after the rain. It's that you just know everything's gonna be okay. Fac, e vineți. Dar și nu. Ia. E bun? E bun? Foarte bun, foarte bun. Cartof.
pasi, bune, în pasi. Si bună. Așa. Hai si bună. Am uitat să spun babețec. Kevin o păpat și acum se joacă un pic. Panucă. E atât de bucuros când vede mâncarea, Doamne, ar mânca orice. O mânca și morcov și cartof. Atâta îmi dau până acum, morcov și cartof. Tot mănâncă. Tot papă, băiatul, tot. Mama. Da. Aia înseamnă că nu mănâncă. Ce? Nu. 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 Nu, nu mai am nu. Ce e tu. Mami, uite. Nu e. Nu e, e mică. E mică că vin sus, la soare. Mi-a venit poșta și mi-a adus două colete. Imediat. Două colete destul de mari. În primul ăsta de sus am pampers pentru Alexia. Mi-a trimis 6 bucks-uri de data asta pentru că trebuie să dau și la școală. Iar în cutia de jos am o mașină. Dar o să vă arăt când o desfac. Momentul. Acum ați vedem dacă putem să... Trebuie să o montăm, nu? Sau... Chiar mi-a ajuns repede. Când am comandat-o? Săptămâna asta. Luni. Luni am comandat-o, parcă. Aia e pentru câini, cred. Nu știi? Aoleu, scârț. Azi am făcut curat. Vezi că eu tot în fapt nu stăm. Cam câte kilograme are? 23. Da? Scrie, puțin. Și de ce așa de grea? Că 23 trebuie scala de 2 gânduri. Păi da, pe mine mai e ușor în braț și am 67.
dragoste. Aoleu. Trebuie să fie trei. Trei dimensiuni pentru căni. Unu, două, trei. Mai mari, mai mici. Surpriză. Una bucată mașină. Mamă, cum o știi să mă dă? Am uitat să vă mai arăt ce mi-am comandat în cutia aia mare care a desfăcut-o Cosmin. Mi-am luat o presă termică pentru personalizat. Este 8 într-1. Pentru tricouri, căni, farfurii, șepci, mai multe, nu mai știu pentru ce, dar este pentru 8 lucruri. Trebuie să mai îmi cumpăr o imprimantă pentru folia de transfer. Trebuie să dau comandă și de folie de transfer, de... Și cu asta o să mă ocup. Mi-am dorit eu așa să comand o presă din asta. Să le fac la fete lucruri personalizate. Super! Astăzi am fost cu Kevin la doctor. Am avut controlul de 6 luni, cred că 5 se numește. Și am fost azi dimineața la... Am avut programarea la 7.45 azi dimineața. A trebuit să mă trezesc la 6, până am îmbrăcat pe Alexa, pe Adelina, le-am pregătit pentru școală, grădiniță, le-am îmbrăcat pe Kevin, m-am îmbrăcat pe mine. La 7.30 am plecat. Adelina, până jos să le se facă, jos. Acum am fost după Adelina. Adelina a fost Adelina. La control. A spus că e tot în ordine, doar la ochi, nu a ieșit ceva bine. Stai un pic. E făcut un control printr-o poză. E făcut poză la ochi și așa a văzut că ceva nu e în regulă la ochiul drept. Dar a spus că nu e nimic grav și m-a trimis să fac... Adela, stai! Dar au spus că ar fi mai bine să mergem să facem un control la ochi în alt oraș și să vedem cum o să ia. În rest, tot a ieșit bine, la greutate, la dezvoltare, la tot. Acum mergem acasă, am luat-o pe Adelina. Arată într-un malif. Nu! Arată într-un malif. Hai să mergem acasă și tași din gură, că numai prostii vorbești. Doamne, iartă-mă, cade pe jos. Jale. I-am făcut lui Kevin primul vaccin. Am început să li recuperez cele din urmă. Eu până acum nu i-am făcut niciun vaccin până la 6 luni. Dar acum am hotărât să încep să-i fac vaccinurile. Nu știu. Am stat mult și m-am gândit dacă să-i fac sau să nu-i fac și până la urmă am ajuns la concluzia să-i le fac. Vedem cum o să reacționez, dacă o să fac febră, dacă o să plângă. Deocamdată până acum totul este în regulă. Chiar am stat mult și m-am gândit la decizia aceasta. Nu știam ce să fac, să-i fac vaccinul sau să nu-i fac, dar aici în Germania oricum, când îl înscriu la grădiniță, îmi trebuie câteva vaccinuri, nu știu câte, unul, două, nu știu câte, și oricum trebuie să-i fac. Sper să fie totul bine. Of, e supărat, iar să uite la Adelina. El e supărat.
Eu făcut în picioroșă vaccin. Bun, să fac o cafea pentru că astăzi nu am băut, n-am avut timp astăzi de dimineață să fac cafea, să beau. Așa că fac acum o cafea, trebuie să ajung și Alexia de la școală. În fiecare zi trebuie să iau scaunul de mașină. Dimineața iese Cosmin și îl pune în mașină, dar la amiază trebuie să iau eu scaunul. Și pe Alexia, bineînțeles, și ghiozdanul. Și mi-e destul de greu. Scaunul ei este foarte greu și mare. Depinde ce șofer vine în ziua respectivă. Sunt șoferi care mă ajută, se dau jos de mașină și mă ajută, dar sunt șoferi care nu mă ajută. De exemplu, ieri a fost o șoferiță care nu m-a ajutat. A văzut că m-am chinuit puțin, dar nu m-a ajutat. Alexia nu vroia să stea în picioare. Era obosit, nu știu ce avea, dar nu vroia să stea în picioare. Și mi-a fost destul de greu să iau și scaunul și geanta și pe Alexia. Dar asta e. Bine că o aduce acasă, mai fac pretenții. E foarte bine așa. Stai cu minte ca să-ți rup părul din cap, tu. Mami, aia meu, scune! Nu-mi face. Stai și mă rupă, doamne, Kevin. De ce nu lești părul prins? E părul fain. E fain, cum? Nu! E foarte fain chiar. Deci aici? Nu. Nu? Ce faci, Ibi? Da? Pune vasele. Da? Adelina, ce faci? O leac mai ușor cu doamne Kevin. Da! Și ai văzut că plângi în mușcul ăla. Da? Da. Mai e supărat? Are un pic de febră. Și e supărat, băiatul. Abia aștept să te tund, Kevin, abia aștept. Ia, sus, sus. Nu te mai lăsa așa în față. Ieri eu nu am mai reușit să filmez pentru că după amiază Kevin a fost foarte mofturos. A făcut febră. Și azi noapte o plâns, de câteva ori s-o trezit și o plâns, așa că nu am mai filmat, am stat cu copilașă. Acum suntem a doua zi după amiază. Trebuie să strâng pe aici, cred că nu s-a făcut mizerii pe la ușă, cum a venit cu nisip de la grădiniță. Șale. Doarme. Kevin doarme, Alexia doarme. Trebuie să fac și ceva de mâncare. Nu știu ce să fac. Azi Alexia o trebuie să aibă... E
bag în apă, miercurea, nu pot spun în not, că nu în noată, îi bag în apă. În fiecare miercuri și trebuie să-i pun prosop, costum de baie și gel de duș. Dar azi văd că nu le-au folosit. Nu știu de ce. Am să le scot, să le pun la locul lor. Am și trimis-o ieri pe sora mea la magazin să caute costum de baie. Nu prea să mai găsești costum de baie. Nu focusează. Pe la magazine, la ție unde era închis, pentru că nu aveau curent, nu știu de ce. La celelalte magazine nu era. Și au găsit într-un final la un magazin, nu știu cum se numește, că am uitat să o întreb. Dar 30 de euro am dat pe el, este de la Adidas. Măcar bine că e de calitate. Dar mi s-a părut destul de mult, 30 de euro pe un costum de baie. Dar dacă o trebuit, trebuia să iau. Ei! Ține-ți-o trezit acolo, frumusețule! Mult ai dormit! Iar plângi? 10 minute ai dormit. Da? S-a zgâriat pe față. Na, Suzete, ce ești tu? Mult ai dormit. Părosule, ai un păr mare. Nici fetele nu au avut păr așa de mare ca lui. Iată și ce păr mare ai. Te iubesc. Ești așa micuț, Kevin. Dar părul ăsta e mare. Tu ești micuț, dar părul e mare. Aha. Ia. Băi, Doamne. Ia, acum trebuie să stau numai după tine. Happy they left my heart broke on the
Tocmai ce a venit curierul, mi-am dat comandă pe Temu de niște chestii pentru casă. Mi-a venit o parte din ele astăzi și trebuie să mai vină mâine. Mâine trebuie să-mi ajungă niște cutii. Mi-am luat 12 cutii pentru bucătării, să-mi reorganizez dulapul. Să-mi pun condimente, făină, paste. Cealaltă parte mi-a ajuns astăzi. Nu pot să spun că sunt foarte mulțumită. Sunt unele lucruri care mă așteptam să fie mai mari. Nu m-am uitat eu la dimensiuni. Am luat un organizator pentru machiaje, pentru parfumuri. Aici o să-mi pun parfumurile, aici câteva fond de ten, ce mai am eu pe acolo. E cât de cât ok. Mami, așa arată ea. Nu, asta e cât de cât ok. Ca material este un plastic mai tare. Aici am luat pentru Adelina un ghiozdănel. Mă așteptam să fie mai mare. El e destul de micuț. Nu poate să-l ia la grădiniță pentru că este prea mic. Dar m-am gândit să-l ia așa când mai ieșim noi pe undeva, să-și pună un gustare, o apă, ceva. E foarte drăguț. Doar că este cam micuț. Așa, ce am mai luat? Am luat-o pentru Adelina o caserolă. Să-i zic, Elin, mă spui, stai jos. I-am mâncat caserolă. Pentru grădiniță. Audibil. Stai un pic. Ce? Mami, audibil. Ok, ok. Ai un recipient din ăsta, acum două, trei. Stai un pic, Elin, cinci compartimente. Are și o linguriță. Da. Asta mi se pare ok. Doar că caserola este mare, mă așteptam să fie mai mică. Și ghiozdanul mai mare, dar cu părul invers. Le-am mai luat la fete niște clămițe pentru păr. Mă așteptam să fie mai mare astea. Dar e ok așa. Tot pentru bucătărie. Am luat două recipiente din astea de pisuleiul și oțetul. Pentru... să nu știu asta. Cu pulverizator. Ca să nu pun foarte mult. Asta e de 200 din mililitri, iar asta e de... nu știu. 320 din mililitri. Asta e pentru ulei mai mare și asta pentru oțet, e mai micuț. Am găsit așa o jucărie pentru fete. Și cu un dozator din asta. Pui apa aici, apeși pe buton și curge apa. Mami! Da, mami. Aia beie! Kevin, mare și aici am mai luat un suport pentru cărni din lemn. Trebuie să-l montez. Are bun și ăsta. Ei, iubitule. Ei, iubite, capine. Vai de capul meu, Kevin, și dai cu capul. Uite, dau pe cușa asta. Pentru Kevin am luat așa un iepuraș. Stai un pic. Vreau să-l personalizez. Am luat pentru toți trei. Și pentru Kevin și pentru Kevin. Pentru Kevin am luat așa pe albastru. Și aici vreau să-i scriu numele lui. Și uite cât e drăguț. Ăsta chiar e frumos. Păi, Marina, ți-l dau imediat. Ăsta chiar e frumos. Ia uite, Kevin. Kevin. Am să-l personalizez aici cu numele tău.
Ia uite. Și pentru fete am luat pe galben. Sunt la fel. O să le personalizez. Așa chiar să buți. Poftim. Dacă lași ca să-l personalizez, da? Aici nu mai știu ce este. Dar nu știu ce e aici. Am vrut să aștept să... Ce cu bine? Nimic. Am vrut să aștept să fac un clip separat, dar nu am eu timp. Așa că în vlogul următor o să vă arăt comanda din mâine. Mami! Și aici, frate, cum ești tu? Chiar nu mai știu. Tot pentru bucătărie am luat două bortănașe. Mă așteptam să fie mai mari. Mami, ai pune două? De mari. Să pun... nu știu ce să pun. Le pune am luat două. Mami, nu știam să văd ce vreau ele încă nu știu. Ce vreau să pun. Și cam atât în comanda de astăzi. Cel mai mult îmi plac iepurașii ăștia. Sunt super. Uite, Kevin. Curaj. Ale, de pe șarele. Domn Caproasca? Poate mă să-l la domn pe Kevin, da? Nu. Mă să-l la domn pe Kevin. Nu. Lăsă așa deschisă? Nu. Lăsă așa deschisă? Da. Bine. Hai. Tiefenreines Gefühl. Jeden Tag. Oral-B. Gut getestet von Stiftung Warentest.